În 2015 dezvoltam o platformă civică, Sălăjenii Contează, o platformă online în care invitam cetățenii să participe la procesul decizional în ceea ce privește proiectele din localitățile de unde vin, proiecte în care ei sunt chemați să se implice. Au fost câteva proiecte importante dezvoltate prin această platformă civică. Cel mai important dintre toate aș evidenția pe cel legat de bursele 10 pentru Sălaj, în care, în urma unui concurs, în care tinerii se prezentau, deci ar fi dincolo de buni sportivi și buni cetățeni, în urma evaluării am reușit să ducem într-o excursie, să premiem cu o excursie la Bruxelles, 10 dintre acești tineri talentați din județul nostru. Ei, acum a venit timpul, considerăm să trecem la pasul următor și prin Asociația Sălăjenii Contează vrem să dezvoltăm un nou proiect la fel de interesant, cred eu. Așa cum știți, un obiectiv important pentru toate statele civilizate, pentru toate statele dezvoltate, moderne, este acela de a implica tinerii în procesul democratic, în procesul decizional. Cum facem acest lucru? Sigur, în școli, prin educația civică, ei primesc aceste informații despre rolul Parlamentului în arhitectura statului, în tot ce înseamnă componenta legislativă, să spun așa. Dar de foarte multe ori, sau de cele mai multe ori, din păcate, aceste informații teoretice care le primesc nu se concretizează în chestiuni practice. Și atunci, noi, prin asociație, ne-am gândit să organizăm un concurs. Un concurs de eseuri cu tema Rolul Parlamentului României în secolul 21. Provocări și vulnerabilități. În ce constă acest concurs? Pe de o parte, vrem ca tinerii să trimită într-un eseu cum văd ei această instituție, cum văd ei funcționarea acestei instituții în arhitectura instituțională din România și, pe de altă parte, am vrea să aflăm de la ei care sunt propunerile lor de îmbunătățire a activității în Parlamentul României, vorbind practic de implicarea cetățenilor și de mesajul cetățenilor către cei care sunt vremelnic în Parlamentul României. Așteptăm să primim aceste eseuri, vom evalua toate materialele trimise și pe 25 mai, la finalul campaniei, vom anunța câștigătorii. Câștigătorii vor fi invitați într-o excursie în Parlamentul României, unde vor avea posibilitatea să vadă exact cum se desfășoară procesul decizional în Parlamentul României. Vor participa la lucrările unor comisii de specialitate, vor vizita într-un tur al Parlamentului cu un ghid de specialitate clădirea Parlamentului și, sigur, le pregătim și alte surprize tot prin această asociație, Asociația Sălăjenii Contează.